Paolo Sambapula. Stau cu spatele la fereastră. A ieșit soarele. Băi, gata, știu. Ați văzut mașinile cum se vinde? Băi, acum se vinde. Se vinde original. Dar se vinde la dotări normale. M-am gândit la taică. Anul trecut. Vrea să mă omoare. Cum vrea. Și-a luat tofă. E cavaler. S-a gândit și el că mai sunt șofer de ăștia. Și el e șofer. Amator. Are B. Are B, he, he, da. E lupuaica din... Lupuloaica. Și și-a luat pulan. Nu știu de ce și-a luat. Cred că și-a luat un arac. A luat o creangă. A cioplit-o. Și-a făcut pulan. Cafagiu. Și mai e de ăștia. Zice, bă, dacă fac acest... Vine ăla, mă înjură. Mamă, dacă mă înjură de mamă, mamă. Mă enervez. Se scoală pulan. Și sar la atac. Și vine și ăla cu pulanul la atac. De ce? Ne-am ciocniteră cu mașina. Cum? Am pus mașinile să fute între ele. Le-am pupat în cur. Te-ai făcut păpânar, l-ai pupat în cur. L-ai pupat în cur. Ăla, m-ai pupat în cur. Și zice la taică, dacă îi bagă bot în cur. De ce m-ai pupat în cur? Când ți-am zis eu să nu mă pupi în cur, tu m-ai pupat în cur. Te cum nu te-am pupat în cur. Ia uite, mi-ai strâmbat și curul, l-ai și fără. Face, adu un fier de călcat și scoate taică un pulan. Dar în cazul meu nu era pulan. Era un sac de țară, plin de borcane și de nimica. Și de mâncare gătită ca la țară. Și eu zic, ce trebuie cum i-ați adus sără? Și i-am aruncat sacul așa original și a intrat pe mașină. Stai cum i-a vrut să pornească cu mașina lui. Dar eu cu langiu l-am băgat așa, pentos, nici nu putea să plece. Și s-a enervat. Se spargiri borcanele și a zis, gata să măr! Păpoșați uchii, ca felina. Hai să dăm un spirit acesta al taică-miu, care-i Caftangiu. E la fel ca Nea Costel, care își bate ginerii de împăcări. Că e de vină. Dane, tu ești de vină, eu sunt de vină. Și atunci hai să te caftezi. Eu zic, caftește-mă, ce pula mea să faci? De ce? Ca să-ți dai seme. Să ți se scoale pula. Hai! Hai să vedem dacă ai tupeu, dăm un pumn în față. Și mi-a tras un pumn în față. A zis, ce original. La fel ești aici. Ăsta a dus, băi, a zis, bă, ăla e prost, electrician, de sunt maestru. Stai că m-a fost maestru, ăla era doar muncitor, era prost. Ăla a dat doar un pumn. Stai că m-a cam maestru, l-a pulan. Și trecea la omorât de băiat. Da, băiatul. Făceam leapșa cu el, așa fața ascunsă la după mașină. Și eu râdeam de el. Și se gândește el să iau pulan. De ce să iei pulan? Să iau pulan. De ce? Sunt Gingis Han. Ce-și mă? Gingis Han cu pulan. Păi stai, ce faci tu? Dacă mă ciocnesc, dă o mașină. Și ce se întâmplă? Nu vorbești cu ăla, pula mea de asigură, ce are, ce are. Vorbești cu omul, s-a întâmplat accident, urât, gloaznic cu accident, ați supraviețuit amândoi de vă cartiți. Da, dar suntem caftangi. Și ce, se repare mașină din brusca cu vă cartiți voi? A, nu, e bine că... E bine. Și când nu stai la mașină, dacă mă întâlnei pe mine pe stradă, ia-ți pularul și pe stradă. Pune-ți-l așa pe crac. Să cadă gagicii de liceu că ai pula până la genunchi. Cum? Ți-l bași pe crac, pe pantalon. Și după aia îți bași mâna la pulă și scoți pularul. Și pleci la atac.
Cum? Ești originar? Nici tot că nu ești în America. Hai să emigrăm toți în America. America. De ce? Acolo poți pula la scoți pistolul și tragi, trăgeai în băiat. Și făceai cu caftangele, așa știi, încerca să driblezi gloanțile. Și trăgeai cu... Eu mă! Și trăgeai, te simțeai ca în război. De ce? De aia. Și după aia apărai onoarea lui Fita. Și după aia te dădeai și telefonii. Alo, veniți în pula mea! Și venea toată armata ta. Trăgea, băia. Și eu, oh, hai, trăgeți! Mă jucam de ăla, știi? Și voi erați originei. De pula voastră, de proști. Cu pulare? Cum? A? Și voi nu înțelegeți? De ce? Sunteți caftangi? Și după aia fetele voastre vrea împăcări și despărțiri. Și vrea bani. De ce? Da, ca să bage în gheorți. Și vrea excursii la mănăstiri. Să le ierte Dumnezeu păcatele. De ce? Că a făcut perversiunea sub pula.